Ego-ul nostru este răul din față. Deci suntem noi în oglindă oriunde mergem. Oriunde mergem ne întâlnim numai cu noi. Atâta timp cât avem orgoliu, vom vedea rău peste tot. Deci trebuie întâi scăzut ego-ul, că el este răul din față, dacă vrei să fii fericit. Ca să oprești atacul din față, trebuie să scazi răutatea din tine, să lași armele jos, să renunți la comentarii negative față de oameni, să nu mai arunci vina în afară și să nu vezi niciun vinovat niciunde. Să vezi opusele egale. În rău să vezi un mare bine. Dar ce se întâmplă este întotdeauna potrivit și perfect. Și fără ego putem iubi. Ego-ul se scade prin și mai multă iubire. Dar nu trebuie să ne raportăm nici la binele nostru, să nu-l căutăm și să nu-l vrem. Oamenii asta doresc. Consideră viața ca o continuă adăugare de plăcere la trupul lor și nu este așa. Adevărata viață și cea mai mare fericire pe pământ se obține numai la desprindere. Am venit aici ca să depășim lumea, nu să ne agățăm mai puternic de ea. Să-ți te opui mai mult binelui tău. Asta înseamnă iubire. Să te opui mai mult binelui tău. Când îți cauți numai binele, te diabolizezi că te faci Dumnezeu tău și dacă cineva vine să-ți ia binele, tu te superi pe el și îl ataci pe loc. Iubirea este cheia vieții. Opoziția la mai binele nostru este ființa divină. Ea nu caută binele său niciodată, ci pe al celorlalți. Ca să scădem ego-ul, trebuie să facem tot împotriva interesului nostru, de mai mult bine. Să îl cedăm mereu, la infinit. Și să facem această renunțare la sine continuă, că numai așa ne ușurăm de eu, mai presus de toate. Sufletul decât îi iubește, atât, este total pe dos decât facem noi. Nu-ți căuta mai binele, nu-l dori. Mulțumește-te cu puțin, pentru că puținul nu ți-l poate lua nimeni niciodată. Să nu vrei mai comod, mai sus, mai mare, mai mult beșug, să te mulțumești cu puțin, să nu vrei să câștigi. Și să te lași învins. Să nu vrei mai plăcut, mai mult, mai savuros, să nu vrei lumea, este iubirea. Să nu te aperi și să nu lupți. Să vrei să pierzi, să vrei să fii vulnerabil și slab, moale ca apa. Apa este cea mai mare putere a Universului. Când nu vrei să câștigi lumea, îl vrei pe Dumnezeu. El este nu lumea. El se lasă pe sine și nu intervine. Dă libertate totală. El doar eliberează. Așa ar trebui să fim și noi. Să împrumutăm aceste însușiri ale Domnului și să le punem în comportament. El este această lăsare de sine. Trebuie să fim permanent în puțin, în modest și smerenie, în pierderea valorilor materiale. Atunci începe miracolul, la pierdere. Permanent în pierdere. Îți dai seama, să nu vrei lumea, este iubirea. Și asta nu ne place. Când vrei lumea, o vrei cu ego-ul. Când vrei ceva, ego-ul vrea. Sufletul divin nu vrea nimic. Este neglijent, neatent, fără dorințe. El doar lasă lucrurile să fie, să curgă și nu intervine nimic. Și nu vrea nimic mai mult pentru sine. El doar dăruiește la infinit. Nu are pretenții. Este simplu și modest și infinit de smerit. Toate ne vin din față funcție de cum suntem noi în adânc. Fără lăsare de sine, el nu este cu tine și nu îl vedem. Când lumea este totul pentru noi, sufletul suferă. El este chiar lepădarea ta de sine. Dacă noi nu ne abandonăm și nu ne restrângem, el nu este cu noi. Nu-i dăm voie să se manifeste prin noi. Dar când te predai pe tine și nu vrei să câștigi, ai intrat în divin pe loc. Când te lași pe tine, ești una cu el, pe loc. Când cedezi și nu vrei să ai dreptate sau să învingi, atunci ești în divin pe loc. Când reziști sau lupți, nu ești în divin. Nu-i dăm voie să se manifeste. El nu se apără și nu luptă. El doar se lasă pe sine total învins, călcat în picioare, se supune, nu reacționează și nu ripostează. Cedează mereu. Acceptă tot ce vine din față, fără să se împotrivească. Noi căutăm binele nostru și nu al celorlalți. Și așa devenim Dumnezeii noștri, ne opunem mai presus de toate, dar îl pierdem pe Domnul. El este lăsarea ta de sine. El este nu interesul tău.
El este acceptarea și cedarea ta. Dar dacă luptăm sau ne apărăm, facem asta dintr-un ego care se opune la toate. Și așa nu dăm voie Divinului și nu-i dăm șanse de manifestare. El este acceptarea ta desăvârșită. Ar trebui să nu rezistăm și să dăm continuu binele nostru, să renunțăm la el. Primul gest pe care îl facem să fie de dăruire. Numai când cedezi binele tău, te unești cu Divinul și începe miracolul. De ce nu am vrea asta mereu? Dar oamenii nu renunță la mai mult binele lor și atunci nu sunt în Divin. El este abandonarea ta de tine. Nu lupta pentru tine. Iadul sau diavolul este egoul, este orgoliu, este interesul propriu pus pe primul plan. Ca să fie una cu el, trebuie să lase baltă toate interesele și căutările lor. Lasă-te, nu e nevoie să lupți pentru nimic din lumea aceasta. Nu e nevoie să aperi nimic sau să dorești nimic și atunci orice vis ți se va împlini. Nu te apăra și atunci vei fi cel mai apărat. Cea mai mare putere este lipsa de putere. Când te lași pe tine, îi dai puterea Domnului și El te va ajuta în toate. Atunci va fi cel mai bine pentru tine când eul se retrage. Altfel vin lecții din față care îi învață cu forța prin dureri, suferințe și pierderi. Îi îndoaie până acceptă și se lasă pe ei și renunță la tot. Îi îngenunchează. Atunci le vine energia, numai când sunt în genunchi. Când nu judeci pe nimeni, oamenii se deschid singuri. Judecata noastră îi închide. Funcție de cum suntem acum, ni se dau și lecțiile. Dar dacă rezistă și se luptă, nu evoluează. Deci când te lași pe tine, atunci vine energia divină de sus și te încarcă cu iubire. Deci cel mai interesant să te lași pe tine, nu să lupți, nu să reziști, nu să te împotrivești. Ce este boala? De ce ne îmbolnăvim? Atașamente, lipsa iubirii, ego mărit, patim. Reacția ancorare lumesc în materie și formă, lipsa dăruirii. Când judecăm, atragem boli, neplăceri. Nu poți să dăruiască ce le prisosește. Ego-ul sunt posesiile peste nevoie. Ca să se facă bine, trebuie să dea ce au prea mult. Posesiile apasă sufletul și îl sufocă. Nu există bine și rău, ci cauză și efect. Toate sunt lecții extrem de potrivite. Ego-ul este binele meu mai presus de toate. Plăcerile peste nevoie îți iau din viață. Trebuie să-ți dai mai mult binele continuu. Continuu. Și atunci vine înțelegerea și iubirea și vine energie de sus, fără de care mori. Să sacrifici ceva din tine. Când eul este prea puternic, ți s-a tăiat legătura cu energia sfântă și atunci începi să mori. Când nu dăm, ne îmbolnăvim. Și apoi ne desprinde cu forța. Să te menții în puțin, acolo este Dumnezeu. Deci noi mergem în direcție opusă locului unde Dumnezeu este. El este în vale, acolo unde se strâng apele, este cel mai umil, se face praf înaintea noastră și călcăm pe el. Noi ne îmbolnăvim de prea mult bine, prea multă comoditate și bunăstare, prea multă îndreptățire de sine. Lumea formei este o energie foarte grosieră, foarte joasă. Atunci când vrem mai mult, ne atașăm și apoi vine frica de a pierde și cedăm energia diavolului. Și atunci sufletul trebuie umplut cu divin. Ce pierdem? Nimic nu pierdem. Noi suntem blocați de această concepție că suntem fericiți numai dacă avem mai mult. Dar asta ne atașează și cheamă necazurile și bolile. Și dacă ne prinde legați de lumea aceasta materială, când plecăm din lumea aceasta, ajungem în poziția cea mai nefavorabilă posibilă, acolo unde este, de fapt, scrâșnetul dinților. A dori materia înseamnă a dori scrâșnetul dinților. Ne identificăm cu ce avem și zicem eu. Ca să trăim, trebuie să le dăm ușor, să nu ne fie greu. Când dai ceva ușor, nu ești atașat. Cât de ușor putem să le dăm și să nu le reținem, primim în schimb fericire și sănătate. Pentru că energia vieții și a iubirii este fină și extrem de subtilă, moale, curgătoare și luminoasă. Cu cât ne golim mai mult de eu, de posesii, cu atât mai fericiți și sănătoși suntem. A nu avea mai mult este cea mai mare fericire posibilă, pentru că nu ai constrângeri și tu nu poți pune condiții. Trebuie să te ferești continuu de tine însuți. Când nu mai vrem nimic și acceptăm totul așa cum vine,
avem tot cerul și toată iubirea lui Dumnezeu, suntem cei mai bogați și așa este de simplu. Dar dacă suntem atașați și prețuim lumea, energia noastră se blochează și nu curge și începe să murim încet, dar sigur, pierdem viață. Când suntem goi de noi înșine, atunci este Dumnezeu prezent și miracolul. Și atunci este ca un gin din 1001 de nopți, tot ceea ce dorești, nu știi ce să facă ca să se îndeplinească. Trebuie să scăpăm de ceea ce prisosește, dar asta nu vrea nimeni. Și de aceea vine pierderea cu necesitate, ca să ne salveze sufletul. Trebuie înțelese toate aceste legături. Când te duci spre mai multă viață, pierzi viață. Când scase goul, se întărește sufletul. Trebuie să dăm mai mult decât luăm și să nu sacrificăm și să ne sacrificăm pentru ceilalți. Pe noi să ne uităm. Noi suntem în esență divin, nu suntem materie. Nu suntem deloc materie. Suntem ființe de iubire și lumină. Suntem vibrație înaltă. Trebuie să scăpăm de gândurile grosiere care ne trag în jos. Nu avea mai mult este cea mai mare bogăție, ci avea cât mai puțin. Este cea mai mare fericire posibilă pe pământ. Ce înseamnă a avea cerul care îți poate da totul fără să te străduiești. Puținul este cea mai mare comoară posibilă. Ca a face gol înseamnă a veni Dumnezeu în tine. Numai așa scăpăm de eu mai presus de toate, prin dăruire. Să cauți să pierzi, nu să câștigi. Să cauți să te lași învins. În fiecare clipă să nu cauți mai mult binele tău, ci să-l pierzi, să-l lași. Îl cedezi, renunți la el, renunțarea te înalță. Când retragi atenția de pe materie, câștigi suflet, viață, viitor, sănătate și timp. Când te abții, când te restrângi, te încarci cu energie vitală, când te autolimitezi și ești cel mai interesat să faci lucrul ăsta. Așa câștigi ani la viață, pentru că atunci când te limitezi, se deschide poarta cerului și vine energie vitală către tine. Sau când dăruiești. Nu ești interesat să pierzi viață pe plăceri. Dacă stai prea mult cu atenția pe materie, pierzi viață rapid și timp. Adică ani din viață. Lasă-o în pace. Nu există bine și rău, există doar voia divină care se manifestă prin oamenii răi sau buni, așa cum sunt ei. Nu manifestă ură, supărare, furie, critică, condamnare, învinuire, că acela este iadul. În Filipeni se spune, nu faceți nimic nici din ambiție egoistă sau din slavă deșartă, ci din smerenie, să-i considerați pe alții mai presus decât pe voi înșivă. Fiecare dintre voi să se preocupă nu de interesele lui, ci de ale celorlalți. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă, ci din smerenie și fiecare să-l privească pe aproapele său mai presus decât pe el însuși. Fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele celorlalți, să le fie bine lor, nu lui. În momentul în care nu te afectează înjosirea, ești înălțat. Acesta este raiul, când nu te doare că ești umilit și călcat în picioare. Cea mai înaltă stare divină este atunci când ești un preș. Numai ego-ul ripostează, reacționează, luptă pentru adevărul lui, binele său, dreptatea și liniștea sa și se apără cu înverșunare. Ființa divină din noi nu se apără niciodată, nu este frică de nimic, nu caută ale sale, iartă totul și acceptă totul, ea nu vede niciun rău în lume și niciun vinovat. Și pentru că nu luptă pentru sine, câștigă întotdeauna. Cea mai mare apărare este prezența lui Dumnezeu, adică fără interes personal. Ea doar eliberează și dă voie lucrurilor să fie așa cum vor ele și nu intervine niciodată. Ea doar iubește orice ar fi. Partea întunecată se alimentează cu deznădejde, neîncredere, neiubire, furie, reproșuri, critică, acuzație, condamnare, învinuire, judecată. Și se materializează dacă nu ai iubire. E foarte periculos. Întâi iubești, adică te lași pe tine și apoi ai încredere în Dumnezeu. Curajul ne trebuie, că totul este bun, așa cum este. Nu avem de ce să ne plângem de nimic. Luați lucrurile așa cum sunt,
Toate sunt bune și divine așa cum sunt. Nimic nu este rău, e foarte important să înțelegem asta. Totul este divin. Doar lasă lucrurile să fie și nu interveni. Nu alege din bine și rău, sunt doar lecții. Ca să ajungi în rai, trebuie să nu ți se pară niciun rău și nimic neplăcut. Niciun rău rău și nimic neplăcut. Totul este întreg. Nu alege. Sunt aspecte ale lui Dumnezeu care îți vin din față pe diferite vibrații și paliere de energie. Lasă viața și oamenii în pace să fie cum vor ei. Este singurul lucru de făcut. Când nu mai împarți și nu mai vezi diferențe, te-ai eliberat de dualitate. Când vezi opusele egale, acela este raiul. Când nu te mai deranjează nimic și nu mai intervii și lași viața lui Dumnezeu să fie, atunci iubești cu adevărat. Când omul va vedea în neplăceri un dar divin, atunci a depășit lumea aceasta. Când nimic nu îl supără sau îl deranjează și nu se apără, nu se luptă și nu intervine, atunci a intrat în spațiul acela miraculos al iubirii. Este divină viața sub toate aspectele ei. Mereu în fața ta este El sub infinite forme și măști. Dacă nu te mai deranjează nimic, acela este raiul. Pe cine să te superi tu? De cine să fie frică? Nu ai pe cine. Sufletul este El, este iubirea Lui. El de El însuși nu se poate. Nu este un om în fața ta, ci Dumnezeu. Nu te ceri cu un om, ci cu ego-ul tău pe care Domnul ți-l arată prin oameni. În fața ta este oglinda ta. Nu comenta nimic. Fii în pace. Când nu te mai deranjează urâtul, răul, murdăria, atunci ești liber de eu mai presus de toate. Când nu mai vrei perfecțiunea, înțelegi că ești limitat ca eu, dar nelimitat ca ființă divină. Dumnezeu nu dă buzna niciodată peste tine și nu-ți încalcă voia. Când vei vedea în rău un mare dar divin, ești liber de lumea aceasta. Când accepti ce-ți vine din față și te supui oamenilor, ești în divin. Dar dacă vezi rău peste tot, lupți și te aperi, ai ego. Nu lupta niciodată. Fii ascultător. Nelupta este intrarea în divin, non-reacția, neintervenția. A lăsa viața în pace este divinul, să curgă, să fie cum vrea ea. A face ce face și El ne dă libertatea să alegem. Niciodată nu se întâmplă ce vrea omul, ci numai ce vrea Dumnezeu. Fiți liniștiți. Domnul nu doare niciodată și veghează. Accept imediat și mă supun. Nu lupt niciodată pentru mine. Sunt ultimul. Nu rezist și nu reacționez. Sunt moale, slab. Dau dreptate întotdeauna celuilalt. Nu caut interesul meu, ci binele celorlalți. Și nu vreau să deranjez. Sunt ca apa, total vulnerabil. Iau forma lui, ca Dumnezeu. Întotdeauna zic da. Nu mă împotrivesc la nimic. Accept totul așa cum este. Nu vreau nimic pentru mine. Mă uit, mă neglijez, nu mă iau în seamă, nu mă văd. Și abia aștept să-i ofer victoria celuilalt. Nu vreau să înving, nu vreau să câștig, nu vreau mai bine pentru mine. Și atunci vei avea tot binele în dar. Toate neplăcerile sunt doar șlefuire divină și avem cel mai mult nevoie de ele. De aceea am venit aici ca să învățăm iubirea fără capăt. Să-L vedem pe Domnul în toate și să-L simțim cu toată ființa noastră. Și cum învățăm? Prin pierdere și dăruire de sine. Și chiar dacă alegem calea prin ego, prin suferință, până la urmă ajungem tot la iubire. Pentru că ego-ul atrage necazul care îl scade și îl duce pe om tot în iubire. Deci orice ar face, tot acolo ajunge. Condamnați la iubire. Și cum ajunge omul la Dumnezeu? Prin acceptare, cedare, sacrificiu de sine, predare, ascultare și supunere. Dar noi cu toții vrem iubire. Dar nu vrem să dărâim iubire. Vrem să avem mai mult, dar nu vrem să avem mai puțin. Dar puținul este El. Deci nu-L vrem pe Dumnezeu. Nu vrem să fim fericiți. Nu vrem să trăim mai frumos, mai bine și mai mult. Dar dacă nu dăruim, nu primim. Că la Domnul întâi trebuie să dai tu. Și El îți dă cât dăruiești. Când caută interesul lor pe primul plan, vor suferința. Că se opun interesului tuturor, care este Dumnezeu. Dar ambele căi sunt bune și egale, dar una este cu durere. De ce fac oamenii răutăți? Că noi nu iubim destul. Nu sunt ei de vină nimic, ci pentru că noi nu iubim destul, nu dăruim. Când se lasă pe ei, iubesc și nu mai pot să facă rău.
Totul este bun așa cum este. Nu există rău, există lecții, există înțelegere. De ce te atacă cineva din afară? Din faptul că tu nu iubești destul. Noi greșim că nu vrem să acceptăm totul așa cum vine și ne împotrivim vieții. Și atunci suferim. Împotrivirea noastră este răul care ne vine din față și durere. Și durerea. Împotrivirea, durerea care vine din față, ne arată că suntem pe o cale greșită. Dumnezeu este chiar iubirea noastră. Iubirea nu împarte și nu acuză. Iubești când nu condamn. Atunci e Dumnezeu cu tine. Când ne împotrivim la ce ne vine din față, propriile arme ne atacă apoi. Sufletul doar iubește și nu se luptă cu nimeni și nu se opune voințe divine. Când oprim atacul nostru, se oprește și reacția din afară. Lasă totul să fie așa cum vine și nu e nevoie să reacționezi. Și toate se vor termina bine. Nu interveni. Știi sigur. Iubind, suntem una cu Dumnezeu. Iubirea vede totul minunat și perfect. Mereu trebuie să cedăm, să renunțăm la binele nostru. Acolo în față este numai Dumnezeu. Dacă nu cedează binele lor, cum să-l simtă în viața lor? Dacă nu cedează, doar iubirea câștigă. Ego-ul pierde întotdeauna. De ce am vrea să pierdem mereu, nu înțeleg, și să suferim tot timpul? Suferința este o poziție la iubire, la divin. Trebuie să dai importanță la ceea ce nu apreciezi, la pierdere. Să inversezi semnificațiile lucrurilor. Să faci identificările invers decât le face ego-ul. Mereu să te limitezi, așa rămâi divin și toate vor fi bune, numai în puțin ești fericit. Dumnezeu este în simplu și modest. A iubi înseamnă a renunța la mai mult uman și la mai multă plăcere. Nouă nu ne place să iubim pentru că considerăm lucrul acesta ca fiind o pagubă. Cum ajungem la detașare? Prin dăruire, acceptare, liniște, abandonare, pierdem materialul, deci ego-ul, și mintea se golește de îndreptățire. Avem nevoie mai mult de pierdere decât de câștig. Pierderea ne umple de divin, pentru că face acel gol, pe când câștigul ne umple de ego și aduce suferința peste noi. De ce am vrea suferința mereu? Nu înțeleg. Acuzația și reproșul sunt dorința de a ucide iubirea. Ego-ul este latura compulsivă a minții, cea nemulțumită de toate și veșnic lacomă, nesătulă. Când pierdem ceva, ne detașăm imediat și vine acceptarea. Împuținarea continuă este liberarea de eu pe primul plan și de mintea egotică, de suferințe, de necazuri și boli. Când pierdem materie, ne scade mintea și pierdem ego. Necazul și boala nu poate veni la un om gol de sine însuși. Fără ego, nu are cine să sufere. Deci, însănătoșirea și o viață fericită înseamnă fără egoism, fără interes personal, pentru că restrângerea deschide poarta cerului și te încarcă cu energie divină, care este prezența Domnului. Când omul nu mai poate să reziste la suferință, se leapădă de eu și rămâne numai sufletul lui curat. Ca să vină la noi necazul și boala, trebuie să avem mult orgoliu, care trebuie scăzut. Fără orgoliu și fără atașamente, nu te deranjează nimeni, că nu are ce să scadă la tine. Împuținarea este întărirea sufletului. Când sufletul este puternic, nu mai este nevoie de neplăceri și boli. Dar de împuținare continuă avem nevoie ca să primim energia vieții și nu o vrea nimeni. Cea mai mare bătălie este pentru această energie a vieții, dar nimeni nu o vrea. Numai iubirea îți dă energia vieții. Ego-ul îți taie legătura cu cerul și începi să mori fără energie. Iubirea îți dă o viață lungă, sănătate, tot ce vrei. Dar a iubi este a nu face mai mult binele nostru. A nu-ți vrea binele, mai binele. A te mulțumi cu puțin, cu modest și simplu. Dar noi nu înțelegem ce vrem. Că am câștigat dragoste, adică prezența lui Dumnezeu și când El este cu noi, am avea tot ce dorim. Numai iubirea te înalță la Domnul. Dar iubirea este o pierdere de materie, de ego, de avantaje pentru trup. Este o pierdere de savoare. Pierzi plăcerile, pierzi tot ceea ce pui tu pe primul plan. Acel bine, mai mult bine pentru sine. Este un sacrificiu de sine pentru ceilalți. Este o jertfă. Și nouă nu ne place jertfa. De aceea omului nu-i place să iubească, nu vrea să dăruiască ce are mai mult și nu vrea să se restrângă, pentru că le consideră dureroase.
care însemna să nu mai facă depozite. Însemna să nu mai strângă, să dea tot ceea ce prisosește și să se ușureze de aceste atașamente. Și ar fi cel mai fericit. Desprinderea este adevărata fericire și sănătatea, dar dacă nu vrea să desprindă, atunci sufletul lui, fără energia de sus, pentru că atașamentul îi închide partea cerului, el moare cu încetul. Dar iubirea este jertfă de sine continuă. Noi spunem iubire la dorința de a poseda și este invers. A elibera este. A nu dori să reții ceva pentru tine înseamnă a iubi. Este a da drumul, a da voie, a face loc, a permite lucrurile să fie fără să intervii. Dacă te păstrezi în această iubire, totul va fi bine. Deci sunt două iubiri total opuse. Iubirea egoului caută totul pentru sine. Iubirea divină cedează totul și nu caută nimic pentru sine. Dacă nu iubim totul la fel, nu putem deschide poarta cerului. Numai dăruirea egală, orice ar fi, o poate deschide. Egoul închide poarta cerului și ne duce spre moarte. Pentru că el caută numai durere, caută o durere mereu mai mare. Numai iubirea schimbă situațiile de viață, o hotărâre fermă și fără întoarcere de a iubi. Ce este rău? Împotrivirea la iubire, la viața așa cum vine. Această împotrivire este egoul. Cum apare detașarea? Când nu mai vrei ce vroiai. Când te abandonezi pe tine, înaintează Dumnezeu. Când acceptăm neplăcerile care ne ajută și nu mai luptăm cu ele, apare vindecarea. Cum intrăm în divin? Când ne lăsăm duși, luați, conduși de divin, atunci intrăm în divin pe loc și apare detașarea. Când nu ne împotrivim, când nu intervenim, când renunțăm la eu pe primul plan, atunci primim totul, fără să ne străduim. Atunci e cel mai frumos. Lumea, viața noastră se transformă într-un miracol. De ce? Pentru că renunțăm la nemulțumire și sentimentul de lipsă, care este egoul. Și atunci înțelegem că suntem cei mai bogați oameni din lume. Numai când suntem goi de eu, atunci suntem plini de divin. Când ești gol de eu, ești plin de Dumnezeu, deci ești cel mai bogat. Și atunci nu ne mai lipsește nimic. Și nu mai avem acel sentiment de nesiguranță sau de necredință, de îndoială. Și apare liniștea și pacea raiului. Mulțumirea și sentimentul că nu avem nicio lipsă, că suntem întregi. Când nu mai ai nimic mai mult, ai tot ce vrei. Atunci ești în iubire adevărată, care nu vrea nimic pentru sine. Numai când nu vrei ceva pentru tine, vine Domnul. Lăsarea de sine ne duce la detașare. Dacă reziști și lupți, apare oboseală și apoi te lași și te dai bătut. Și când nu mai ai pe ce să te bazezi, rămâne numai Dumnezeu. Că egoul s-a epuizat. S-a săturat. Și când se satură, caz în liniște, care era la spate și te aștepta. Deci și calea egotică este o cale, dar este prin durere foarte mare și te poate duce în stare de pericol, adică îți poți pierde și viața. Și atunci ai ajuns numai suflet, iar el intră repede în echilibru și armonie cu totul. În starea aceasta și gândirea devine limpede și sufletul este curat și iubitor. Din această liniște apare divinul și atunci tot ce vine spre noi este bun și potrivit. Se schimbă soarta și situațiile de viață. Numai retragerea egoului rezolvă toate problemele noastre. Abandonul de sine este prezența lui Dumnezeu. Sufletul nu judecă și nu se supără niciodată. Doar acceptă. Poți înțelege asta. Privește totul ca venind din mâna Domnului direct. Și nu te revolta pentru nimic. Când accepti, te înalți. Neplăcerea este un bine mai mare decât binele. Este cel mai mare ajutor posibil al cerului pentru tine. Te încarcă cu energie vitală și îți dă viață și sănătate. Ai nevoie de neplăceri ca de aer. Curge împreună cu viața. Nu te opune. El este iubirea adevărată, curată. În dăruirea de sine a ta stă Dumnezeu. În acceptarea ta, în pace, în pacea ta este El. Când vorbești despre iubire, Dumnezeu vorbește, nu eul. A trebuit să știm asta și să respectăm tot ce spune El. Egoul nostru doar este neliniștit. Când exprim îndoială, egoul exprimă